Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal. PNL stă pe un butoi cu pulbere. Mai mulți lideri de organizații din teritoriu s-au coalizat și au cerut demisia lui Florin Câțu și înlocuirea lui cu Nicolae Ciucă. Astăzi a fost convocat biroul executiv al partidului, iar duminică ar urma să aibă loc Consiliul Național, întâlnire care va pregăti un congres al PNL ce se va desfășura pe 10 aprilie. Dar mai multe detalii ne aduce chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm! Am găsit după întâlnirea pe care au avut-o aseară cei din conducerea Partidului Național Liberal împreună cu liderul partidului Florin Câțu. Am văzut că Florin Câțu a refuzat să demisioneze. Tocmai de aceea astăzi va fi întrunită o ședință a biroului executiv a Partidului Național Liberal, o ședință în care se stabilesc următorii pași, așa astfel încât să fie duse la îndeplinire toate condițiile, iar pe 10 aprilie să poată fi organizat un congres extraordinar pentru schimbarea lui Florin Câțu din funcția de președinte a Partidului Național Liberal. În locul lui ar urma să vină premierul României, Nicolae Ciucă, și restul conducerii va rămâne la fel. Va mai fi o schimbare la funcția de secretar general, pentru că așa spune până la urmă și statutul partidului. În momentul în care se schimbă președintele, acesta are dreptul să își aleagă funcția de secretar general și în aceste momente această funcție este deținută de Dan Vâlceanu. Important de precizat este că ieri, după ce a avut loc întâlnirea care a durat aproape o oră și jumătate la o vilă de protocol din capitală, Florin Câțu a venit aici, la sediul central al Partidului Național Liberal, unde de altfel urma să aibă loc o întâlnire de socializare între liderul partidului și mai mulți membri ai partidului. Au fost prezenți aproximativ 20-25 de membri de partid, spunea Teodor Stolojan când a ieșit din sediul partidului. Iar această întâlnire informală a fost organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Florin Câțu, care de altfel este astăzi. În paralel, la Palatul Victoria avea loc o altă întâlnire între cei patru prim vicepreședinți ai Partidului Național Liberal și premierul Nicolae Ciucă, dar și mai mulți lideri din partid. Așadar, au început cei din filialele județene să facă toate demersurile, astfel încât să poată fi convocat și congresul pe data de 10 aprilie. Astăzi avem o ședință a conducerii Partidului Național Liberal undeva la ora 14. Duminică va fi o nouă ședință a Consiliului Național a Partidului Național Liberal, iar pe 10 aprilie ar putea avea loc acest congres. Gabi, mulțumim pentru toate aceste informații. Plăți în ruble sau vom încheia livrările de gaze, a amenințat președintele rus Vladimir Putin țările considerate de Rusia neprietenoase. În acest context, liderul de la Kremlin a semnat un decret prin care obligă țările care cumpără gaz rusesc să îl plătească în ruble începând de astăzi. În caz contrar, Rusia închide robinetul. Astfel, Franța și Germania anunță că se pregătesc pentru o eventuală oprire a importurilor de gaz rusesc și refuză plata în ruble. Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля. Prin urmare, cei care nu vor da curs acestei solicitări din partea Rusiei vor rămâne fără gazul rusesc. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. Liderul de la Kremlin impune plata gazului în ruble din dorința de a ocoli sancțiunile impuse de țările occidentale după ce armata rusă a invadat Ucraina. La rândul lor, țările dependente de gazul rusesc spun că această cerere reprezintă încălcări ale contractelor existente care prevăd plăți în euro și dolari. Putin spune că schimbarea este menită să întărească suveranitatea Rusiei, țară care furnizează o treime din gazul folosit în Europa.
Și discutăm mai multe pe marginea acestui subiect cu domnul Cristian Păun, profesor în economie. Mulțumesc tare mult, domnule profesor, pentru prezența în jurnal. Bună dimineața! Cât de tare s-ar putea scumpi gazul dacă țările nu vor mai importa de pe acum gaz rusesc? Asta cred că este problema cea mai mică pe care ar trebui să ne opunem, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem că acest gaz pe care îl vinde în momentul de față Rusia alimentează o mașinărie de război foarte agresivă, foarte violentă, care ucide oameni, ucide copii, ucide civili. Deci nu poți să accepți o astfel de schemă financiară prin care tu alimentezi cu resurse un criminal. Și atunci problema scumpirii gazelor ar trebui într-adevăr să o avem pe tapet, dar în același timp trebuie să avem pe radarul nostru și viețile oamenilor date peste cap de acest comportament complet în afara umanității pe care îl vedem în momentul de față de la liderul de la Kremlin. Faptul că el a ales să se plătească în ruble a fost însoțită de o măsură și anume de încetarea rublei de a mai fi liber convertibilă. Adică nu mai poți cumpăra la liber ruble de pe piața financiară, dacă vrei să faci o astfel de plată. Rublele se vând doar de către administrația de la Kremlin, probabil la un curs de schimb pe care îl va dicta tot administrația de la Kremlin. Un curs de schimb artificial care nu are nicio legătură cu cererea și oferta, ci va fi și este fixat de Putin. Ori treaba aceasta, el crede că se salvează, dar de fapt introduce și mai mult haos în Rusia. De ce? Pentru simplu motiv că odată ce ai retras moneda ta, rubla, de la tranzacționare, din acel moment tu creezi un haos intern cel puțin. Gândiți-vă că nu mai poți cumpăra ruble, nu mai poți cumpăra valută în Rusia deloc. În cazul acesta, oamenii sunt forțați să folosească o monedă, rubla, care se va deprecia și se va devaloriza cu fiecare zi. Își va pierde din valoare, chiar dacă apare în cursul de schimb oficial pe care îl publică Putin zi de zi, e unul care, vezi, Doamne, e un dolar, 10 dolari o rublă. Nu e un curs real, nu găsești nicăieri să cumperi o rublă pe piață, cu un dolar pe piață cu 10 ruble. Dimpotrivă, cursul este neoficial, este mult mai, mult mai mare. Noi știm că noi am avut perioade de tipul ăsta. Și atunci e un haos din acesta general pe care el îl promovează pe plan intern, unde are o susținere politică destul de mare din partea poporului pentru tot ceea ce face și se bazează însă încă pe așa ceva. Din punct de vedere extern, o să renunțăm la aceste contracte cu el, ceea ce înseamnă un lucru și mai rău pentru el, pentru că ceea ce avea ca unică sau principală resursă de finanțare în momentul de față pentru războiul lui, nu va mai exista. Într-adevăr, e cum spuneți dumneavoastră, până ne schimbăm puțin sursele de gaz, găsim alternative, va fi o perioadă mai dificilă pentru toată lumea. Dar vine vara, presiunea pe gaz cade semnificativ de mult și Putin știe treaba asta și în aceste condiții încearcă pe toate canalele să forțeze niște lucruri care oricum din punct de vedere economic sunt un nonsens. Dacă el are nevoie de ruble, el oricum are banca centrală, poate tipări câte ruble vrea el. De ce să mai dea și gaz lumii întregi pe ruble în condițiile în care ruble oricum are? Sigur că o să spunem, dar nu o să găsim ruble. De acord, dar nici nu o să mai existe contract. Nu poți să semnezi un contract cu cineva și să nu-i dai rublele cu care să plătească acel contract. Deci va fi un contract imposibil de semnat și imposibil de derulat în cazul ăsta, ceea ce înseamnă că Putin chiar își dorește să nu mai vândă gaz lumii până la urmă. Da, dar poate Rusia, iată, să modifice un contract în vigoare, pentru că spunea liderul de la Kremlin că acest contract va fi reziliat dacă țările nu se conformează. Dar dacă termenii nu sunt respectați de Rusia, atunci nu riscă Federația de asemenea penalizări? Sigur că riscă, dar în momentul de față vă dați seama că Putin încalcă orice act din acesta, orice drept de proprietate.
El a aruncat niște rachete și bombe asupra unor civili, le-a distrus casele și nu va plăti niciodată un ban pentru distrugerile acelea provocate unor familii lăsate pe străzi. El încalcă cel mai elementar drept pe care îl avem până la drepturile din contractele respective, care evident n-ai de ce să le schimbe acum. A făcut o grămadă și face o grămadă de abuzuri și crime. Asta ar fi pentru el, cum să spun eu, o treabă normală, dacă stăm să discutăm așa. A dat toată lumea cu sus în jos în momentul de față și cred că această atitudine pe care el o are arată și mai mult adevărata lui față și va face ca lumea civilizată să se îndărătnicească și mai mult împotriva lui. Să nu uităm că Rusia este dependentă la rândul ei de importuri, importuri care vin dinspre lumea civilizată. Vă dau doar un exemplu. Bauxita vine și alumina vine din Australia, foarte importantă pentru industria rusească. Cum o să rezolve Putin importul de bauxită și alumină dinspre Australia pentru a-și ține în viață industria de aluminiu și pentru a ține în viață toată industria care folosește aluminiu în momentul de față ca materie primă? O să aibă mari probleme la rândul lui, făcând probleme altora, pentru că Rusia nu este o țară, cum să spun eu, izolată. Ea s-a dezvoltat foarte mult printr-o deschidere față de lumea asta, prin comerț exterior și așa mai departe. Ori în momentul de față, dacă tu vii și spui numai cum vreau eu, vreau să fie, numai cooperare nu înseamnă treaba aceasta și nu o să ai parte de contractele astea într-un final. Așa este, domnule profesor Cristian Păun. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toată această discuție extrem de interesantă. Mergem mai departe acum cu știrile. După sesiuni întregi de discuții, Rusia și Ucraina nu au găsit puncte comune ca să ajungă la un tratat de pace. Astăzi, cele două delegații mai fac încă o încercare, însă, de data aceasta, discuțiile se vor purta online. Anunțul a venit după discuțiile de pace față în față de marți de la Istanbul. După 4 ore de negocieri, ministrul turc de externe a declarat că discuțiile sunt cele mai promițătoare. La o zi distanță, însă, Kremlinul a anunțat că nu există semne privind evoluții considerabile pentru ajungerea la un acord care să oprească războiul. În mesajul postat pe Telegram, șeful negociatorilor din partea Ucrainei, David Arahama, a precizat că la negocierile recente din Turcia, partea ucraineană a propus din nou întâlnirea președinților Ucrainei și Rusiei, Volodymyr Zelensky, respectiv Vladimir Putin. Delegația rusă a răspuns că înaintea oricărei întrevederi la vârf trebuie ajuns la un proiect de acord acceptat de ambele părți. Negociatorii ucraineni au declarat la Istanbul că au propus ca Ucraina să adopte statutul de neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate. Din partea rusă, Moscova a anunțat că retrage trupe din regiunile Kiev și Cernihiv, însă autoritățile regionale au informat că nu au văzut semne de încetare a bombardamentelor. Miercuri seară, președintele Volodymyr Zelensky a transmis că orice retragere a trupelor din zonele Kiev și Cernihiv este rezultatul rezistenței armatei ucrainene, nu acțiune voită a Rusiei. În cea de-a 37-a zi de război, trupele ruse par să se regrupeze în vederea unor noi atacuri. Președintele Zelensky spune că armata sa este gata de noi atacuri asupra regiunii Donbass. Vestea bună este că ucrainenii au preluat din nou controlul asupra centralei de la Cernobâl. Sirenele au sunat azi noapte din nou în mai multe orașe, printre care și Cernăuți. Trupele rusești au continuat atacul, însă mai lent. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că armata țării sale se pregătește pentru noi atacuri rusești asupra regiunii Donbass, după asaltul Rusiei asupra capitalei Kiev. Situația na південному напрямку і на Донбасі залишається вкрай складною, вкрай. Zelensky a mai spus că trupele ruse continuă să părăsească nordul țării, dar a descris această mișcare drept o retragere tactică. De altfel, trupele rusești care au părăsit joi centrala de la Cernobâl, ocupată la începutul invaziei Ucrainei pe 24 februarie, au luat cu ele ostatici, au declarat joi seară la Kiev oficiali ucraineni. În schimb, dacă ne uităm la daunele provocate în cele 36 de zile de război, vedem o Ucraina distrusă bucată cu bucată.
Dezbatem ultimele evenimente din Ucraina cu domnul Alexandru Radu, politolog în direct alături de noi. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Bună dimineața. Așadar, să ne așteptăm la noi atacuri doar în zona Donbas sau vor organiza rușii așadar atacuri și în alte orașe, inclusiv în zona Kiev? Este limpede din informațiile pe care le avem cu toții că are loc o schimbare de tactică, probabil nu neapărat de strategie, și că armata rusă se pregătește pentru noi atacuri. Ele, sigur, vor fi concentrate în zona estică, sud-estică, mă rog, a Ucrainei, care pare să devină obiectivul principal, dacă nu cumva a fost de la început acesta al atacului rusesc. Sigur, dincolo de distrugerea vieții de zi cu zi și, mă rog, a țării ca atare, a Ucrainei. Dar zona asta estică, bogată și în resurse și cu o poziție strategică importantă, devine obiectivul principal al Rusiei, al Kremlinului. Pe de altă parte, iată, a avut loc un nou incendiu la un depozit de petrol din Belgorod. Rușii dau vina pe atacurile aeriene ale armatei Ucrainei, dar este o acuzație reală? Să fie într-adevăr vorba despre un atac al ucrainenilor sau o nouă minciună a Rusiei, astfel încât să își justifice noi atacuri în Ucraina? O, sigur, am văzut întotdeauna în astfel de situații cum există acuze de o parte și de alta. Părțile încearcă să-și, mă rog, susține acțiunile prin a le motiva, nu cu scuze, să zicem așa, sau, mă rog, cu acuze pentru partea cealaltă. Face parte din războiul informațional. Este limpede însă că, spun încă o dată, sau subliniez din nou, armata rusă, rușii, mă rog, Kremlinul, puterea de la Kremlin, este decisă să distrugă această țară. Da? Că o cucerește sau nu, dintr-o perspectivă militară, rămâne de văzut, dar evident că pagubele de toate felurile sunt majore. E de neînțeles totuși cum un invadator, un cuceritor duce o astfel de acțiune din moment ce scopul unei cuceriri este să poți beneficia de ceea ce cucerești. În cazul ăsta nu e vorba practic de o cucerire în sensul ăsta un război care să aibă ca efecta alipirea unui teritoriu, ci pur și simplu de distrugere. Asta ne spune destul de mult, dacă mai era nevoie, despre psihologia, dacă vezi, liderului de la Kremlin. Pe de altă parte, iată, astăzi au un loc noi discuții după ultima rundă de negocieri. Negociatorul șef al delegației ruse, Vladimir Medinsky, anunța inițial că s-ar fi făcut ceva pași spre o eventuală pace în Ucraina. Sergei Lavrov de asemenea spunea că semnalele ar fi ceva mai bune. Apoi vine purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov, și spune că nu poate fi vorba despre pace. Mai mult mai apare și liderul cecen, Ramzan Kadyrov, care declară că Medinsky a făcut o greșeală când a anunțat acordul de pace. Ce să mai înțelegem? În ce direcție merg discuțiile până la urmă? Da, aici cred că este voită această, hai să spunem, confuzie sau acest noiam de amalgam de informații care par contradictorii. Am văzut sigur că de că negocierile noi, negocieri de la Istanbul au pornit sau porneau, mă rog, cu speranțe. Constatăm însă că, de fapt, nici vorbă de așa ceva. Oricum nu era, în opinia mea cel puțin, nu era vorba de un tratat de pace, era vorba doar de un armistițiu. Rusia însă trage de timp. Este probabil legat de faptul că are loc o reorganizare, cum spuneam, tactică, că Rusia își regândește acțiunile militare. Este o poziție mai slabă în acest moment a Rusiei și ca atare nu are niciun interes să încheie aceste negocieri, repet, pentru un armistițiu, nu pentru pace în acest moment. Va veni însă o zi, nu poate să fie prea depărtată, când vrând nevrând Rusia va trebui să accepte un armistițiu, fie și pentru faptul că își va epuiza resursele sau că oricum resursele pe care le va avea la dispoziție, să spunem încă o lună, vor fi mult mai puține, vor fi limitate în raport cu cele pe care le avea la momentul începerii războiului.
Vă mulțumesc tare mult, domnule Radu, pentru toate aceste precizări, pentru intervenția în jurnalul nostru. Mergem mai departe acum. Așadar, incendiu de amploare la un depozit de petrol din Belgorod, din Rusia. Potrivit primelor date, două persoane au fost rănite, iar locuitorii din zonă au fost evacuați. Guvernatorul regional a acuzat elicopterele militare ucrainene că au atacat depozitul de petrol. Incendiul vine după ce marți noapte, în aceeași zonă, un depozit de muniție a sărit în aer. Inițial, Moscova a transmis că depozitul a fost aruncat în aer de rachete trase de pe teritoriul ucrainean. Ulterior, Kremlinul a revenit și a anunțat că exploziile de la depozitul de muniție au fost provocate de un incendiu din apropiere. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj puternic la sfârșitul celei de-a 36-a zi de război. Președintele ucrainean spune că Rusia nu se aștepta la o asemenea rezistență din partea soldaților săi. Totodată, Zelensky anunță că trădătorii vor fi pedepsiți. Завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після 8 років війни на Донбасі. Навіть витримали у рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили 3 або 5 днів. Вони думали, що їм цього вистачить, щоб захопити всю нашу державу. А вже 36. І ми стоїмо і будемо боротися далі, до кінця. Zelensky anunță că a eliberat din funcție mai mulți generali care și-ar fi trădat patria, iar aceștia nu vor rămâne nepedepsiți. Și astăzi ухвалено ще одне рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися усіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають. Zelensky a mai spus că a discutat cu președintele Consiliului European Charles Michel pentru a impune sancțiuni și mai dure Rusiei și salută noile pedepse aplicate Rusiei de Statele Unite. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, vizitează capitala Kiev. Anunțul a fost făcut chiar de oficialul european pe o rețea de socializare, fără a da prea multe detalii despre ce va face acolo. Metsola este primul lider al unei instituții europene care va vizita capitala Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Înaintea sa, prim-ministrii polonez, ceh și sloven s-au deplasat la Kiev pe 15 martie în semn de solidaritate, acolo unde s-au întâlnit cu premierul și cu președintele ucrainean. Președintele Statelor Unite a anunțat într-o conferință de presă posibila decădere a liderului de la Kremlin. Joe Biden a declarat că există posibilitatea ca Vladimir Putin să se fi izolat după ce și-ar fi concediat o parte dintre consilieri. That's an open question. There's a lot of speculation. He seems to be, I'm not saying this with a certainty, he seems to be self-isolated. And there's some indication that he has fired or put under house arrest some of his advisors. But I don't want to put too much stock in that at this time because we don't have that much hard evidence. Joe Biden consideră că Vladimir Putin nu va ceda atât de ușor în privința cuceririi Kievului, însă acordă mai multă concentrare regiunii Donbass. Thus far, there is no clear evidence that he's pulling all of his forces out of Kiev. There is also evidence that he is beefing up his troops down in the Donbass area. Depending on your view of Putin, I'm a little skeptical. De altfel, Joe Biden a stârnit recent furia Moscovei cu afirmația că Vladimir Putin este un criminal de război. Au început primele evacuări din Mariupol după ce rușii au anunțat că opresc temporar focul în orașul pe care aproape l-au șters de pe hartă în ultimele 5 săptămâni. Edilul din oraș spune că peste 150.000 de oameni trăiesc în adăposturile de sub pământ, în timp ce soldații încearcă să apere ce a mai rămas din orașul port. Evacuările merg greu pentru că infrastructura este complet distrusă, iar rușii controlează zonele de la periferie. Thank you.
asta a mai rămas din Mariupol. Superbul oraș port de la Marea Azov a fost transformat de ruși într-un morman de moloz și cenușă, totul în timp ce zeci de mii de oameni sunt captivi în adăposturi, fără apă, fără mâncare și fără medicamente. Viceprimarul orașului Mariupol, Sergei Orlov, a anunțat că autobuze cu civili s-au pus în mișcare prin coridoarele umanitare, dar că evacuările merg dificil pentru că rușii controlează periferiile. Deși orașul este o ruină, armata ucraineană a continuat să se apere cu dârzenie și a refuzat timp de 5 săptămâni să cedeze. Viceprimarul a mai spus că cel puțin 150.000 de locuitori se află în continuare în Mariupol și spune că aceștia trăiesc sub pământ ca șoarecii. Что тебя уже не будут бомбить, а то лежишь, а тебя вот сколько трупов получилось. În 36 de zile de război, în Mariupol, au murit cel puțin 5.000 de oameni. Putin și-a trimis în portul de la Marea Azov și călăii ceceni. Măcelarii lui Ramzan Kadyrov au publicat noi imagini în care trag asupra clădirilor abandonate de ucrainieni, asta deși acolo nu mai era nimeni să riposteze. Unul la sută dintre cetățeni consideră că este important ca America de Nord și Europa să lucreze împreună pentru securitatea noastră comună, arată datele unui sondaj NATO prezentat de Jens Stoltenberg. De asemenea, România se situează între primele patru țări NATO, unde 79% din populație ar vota în cel mai favorabil procent pentru ca țara noastră să rămână stat membru al Alianței. Alianța Nord-Atlantică a publicat cu ocazia raportului anual de activitate un nou sondaj privind susținerea publică a cetățenilor din statele aliate, iar România, care a împlinit în aceste zile vârsta majoratului ca membru NATO, se află între primele patru state membre ai căror cetățeni susțin această apartenență. De altfel, cifrele referitoare la țara noastră sunt similare cu cele din sondajul precedent publicat anul trecut. 81% of the people across the 30 allies believe it is important for North America and Europe to work together for our shared security. The polling we did last year shows that an overwhelming majority, 62%, would vote to remain in NATO, with only 11% saying they would vote to leave. Since then, national polling has shown further increases in support this year. Același sondaj mai arată că România este în top 4 țări aliate cu cel mai puternic sprijin popular pentru NATO, astfel că 79% dintre români ar vota să rămână în NATO. Tot referitor la România, sondajul arată că 69% dintre cetățenii țării noastre consideră că apartenența la NATO ne protejează și face puțin probabil un atac din partea unei țări străine. Spre deosebire de sondajul pentru anul 2020, nivelul de susținere față de această afirmație a scăzut cu un punct procentual. Forțele ruse din Ucraina nu se retrag, ci se regrupează, anunță secretarul general al NATO Jens Stoltenberg. Se pare că rușii nu sunt de încredere și mimează o retragere doar pentru a se pregăti pentru noi atacuri, informații confirmate și de liderii de la Kiev. We have heard the recent statements that Russia will scale down military operations around Kiev and in northern Ukraine. But Russia has repeatedly lied about its intentions. So we can only judge Russia on its actions, not on its words. According to our intelligence, Russian units are not withdrawing but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. Șeful NATO atrage atenția că rușii ar putea organiza și alte atacuri în perioada viitoare. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions bringing even more suffering. De aceeași părere,
sunt și liderii de la Kiev. Efortul principal al inamicului rus se concentrează pe menținerea teritoriilor deja ocupate și pregătirea pentru reluarea operațiunilor ofensive și stabilirea controlului teritorial total asupra regiunilor Donetsk și Lugansk. Inamicul se regrupează pentru declanșarea unei ofensive în zona operațională est, se arată într-un comunicat publicat pe rețelele sociale de conducerea armatei ucrainiene. Pe direcția Donetsk, rușii își concentrează eforturile pe capturarea Mariupolului. Kievul a mai avertizat și asupra amenințării atacurilor cu rachete asupra obiectivelor complexului militar-industrial ucrainean și a infrastructurii țării. Liderul rus Vladimir Putin nu vrea nici în ruptul capului să pună punct războiului din Ucraina și nici nu dorește să se întâlnească cu președintele Volodymyr Zelensky. Cel puțin acestea sunt informațiile pe care le-a făcut publice premierul Italiei Mario Draghi în urma unei discuții cu liderul de la Kremlin. Liderii europeni încă încearcă pe cale diplomatică să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze războiul pe care l-a pornit împotriva Ucrainei. Prin urmare, aceștia discută deseori cu liderul de la Kremlin. Printre ei s-a numărat și premierul Italiei, Mario Draghi, care a făcut publice câteva dintre subiectele abordate în timpul discuției. Condițiile din partea lui Putin pentru o încetare a focului nu au fost încă îndeplinite, spune premierul italian Mario Draghi, astfel că Vladimir Putin nu va pune punct conflictului între cele două țări. Mi-am exprimat convingerea că pentru a rezolva probleme cruciale este necesară o întâlnire cu Zelensky, care a cerut-o de la început, iar Putin mi-a răspuns că nu este momentul potrivit. Unul dintre punctele de vedere ale lui Putin este că ar trebui să se facă pași mici în negocieri. De fapt, pozițiile celor două părți s-au apropiat un pic, dar sunt prudent pentru că există încă mult scepticism. Cu toții vrem să vedem o rază de lumină. Sancțiunile funcționează, pacea se obține dacă Ucraina se apără, altfel nu există pace, a adăugat Draghi. Liderul de la Kremlin a mai discutat și cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre. Acesta i-a cerut lui Putin să pună capăt urgent războiului, să retragă trupele și să asigure accesul umanitar. Premierul Poloniei își arată susținerea necondiționată pentru țara vecină. Primul ministrul face apel la aliați să acționeze rapid și să ajute Ucraina cu arme defensive, dar și prin restricții impuse Rusiei în condițiile în care Kremlinul își regrupează trupele pentru un nou atac, este de părere oficialul. I see the Russian troops regrouping, reorganizing. I think that they will try to surround the Ukrainian forces quite soon in the Donbas region in particular, and then having captured one third of the land of Ukraine, they will want to probably negotiate from this very, very strong position. They have really very big army, and this is why they can, you know, again and again regroup, reorganize and supplement the army with the new troops. Premierul Mateusz Morawiecki afirmă că ucrainenii au nevoie de toată susținerea, iar Polonia este dispusă să le ofere tot ajutorul pentru a rezista în fața trupelor rusești. The Ukrainians are fighting with lion hearts. They are very brave people. They want to defend universal values. They want to defend freedom and democracy. This is why we are helping them. Poland is really, as you said, indeed on the very first line, helping Ukraine in terms of humanitarian crisis, but also in terms of delivering defensive weapons. We have to be in a hurry. We have to help Ukrainians to defend their country as quickly as possible, because our days is their hours, our weeks is their days. They need a weapon here and now. Why is that? Russia is a very big country, a very big in terms of, you know, lots of commodities, raw materials, resources. Decizie fără precedent luată de liderul de la Casa Albă în sectorul combustibililor. Joe Biden a anunțat că are două planuri pentru a scăpa țările de dependența de resursele naturale ale Rusiei. Prima mișcare se referă la eliberarea pe piața unui număr fără precedent de barili de petrol din rezerva strategică a Statelor Unite, mai exact 180 de milioane de barili de petrol pe parcursul a 6 luni. Iar a doua mișcare va fi creșterea producției de petrol la nivel mondial. I want to talk about one aspect of Putin's war that affects and has real effects on American people. Putin's price hike that Americans and our allies are feeling at the pump.
our family budgets, your family budgets, to fill a tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war. So today I'm laying out a two-part plan, not only to ease the pain that families are feeling right now, but to end this era of dependence and uncertainty, and to lay a new foundation for true and lasting American energy independence. Prima măsură anunțată de Biden se referă la creșterea producției de petrol. The first part of my plan, to immediately increase the supply of oil. Our prices are rising because of Putin's action. There isn't enough supply. And the bottom line is, if we want lower gas prices, we need to have more oil supply right now. Biden a avertizat și producătorii care nu vor să exploateze toate zăcămintele de care dispun. Aceștia vor fi sancționați, spune liderul de la Casa Albă. Companies have an obligation that goes beyond just their shareholders, to their customers, their communities, and their country. No American company should take advantage of a pandemic or of Vladimir Putin's actions to enrich themselves at the expense of American families. Iar în a doua parte a planului, Biden anunță eliberarea pe piață a 1 milion de barili zilnic din rezervele strategice pentru următoarele 6 luni. But the truth is, it takes months, not days, for companies to increase production. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day. For the next 6 months. După anunțul președintelor Statelor Unite, prețurile petrolului au început să scadă, de exemplu la $103 pe baril la West Texas Intermediate și $108 la Brent Crude. România a închis cele 24 de jaloane ce aveau ca termen limită data de 31 martie pentru obținerea banilor alocați prin PNRR. Anunțul a fost făcut de premierul Nicolae Ciucă, ce urmează acum, vă spun, după publicitate. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Mai multe cazuri de sclavie modernă au fost descoperite în Italia. Zeci de muncitori, printre care și românii, erau exploatați prin muncă în ferme. 6 persoane au fost arestate, iar alte 2 au fost plasate în arest la domiciliu. Carabinierii au pus sub sechestru bunuri de 15 milioane de euro. Ancheta polițiștilor italieni s-a derulat între anii 2018 și 2021, timp în care aceștia au primit numeroase plângeri de la lucrătorii agricoli victime ale unui sistem infracțional extrem de bine organizat și structurat. Muncitorii s-au confruntat cu numeroase amenințări din partea angajatorilor, care i-au forțat să accepte salarii extrem de mici, cu mult sub ceea ce lucrătorii agricoli din Italia negociaseră cu patronatele la nivel național. Astfel, muncitorii erau plătiți cu 15 până la 30 de euro pe zi pentru 12 ore de muncă la câmp. Oamenilor li se punea în vedere fie să accepte condițiile inumane de muncă și salariile de mizerie, fie să plece. Muncitorii erau nevoiți să doarmă în condiții greu de descris în cuvinte și nu aveau asigurate nici măcar condițiile minime de igienă. Dacă se răneau sau se accidentau din cauza condițiilor grele de muncă sau a lucrărilor istovitoare pe care le făceau zilnic, nu primeau nicio compensație. Cea mai mare parte a muncitorilor provin din Nigeria și România. Angajatorii au profitat de faptul că aceștia aveau o situație materială precară și nu-și cunoșteau drepturile pentru a exploata prin muncă până la epuizare. Carabinierii din provincia Cosenza au arestat 15 persoane, dintre care 13 italieni, un român și un bulgar. Oamenii sunt acuzați de intermediere ilegală, exploatarea forței de muncă, amenințare și șantaj. Bunuri în valoare de 15 milioane de euro au fost sechestrate până la finalizarea anchetei. Cu greu, dar am reușit. Premierul Nicolae Ciucă anunță că țara noastră a închis cele 24 de ținte și jaloane ce aveau ca termen limită data de 31 martie. Acestea sunt doar începutul din cele peste 500 de jaloane ce trebuie realizate în termen de 4 ani pentru a obține cele 29,2 miliarde de euro acordate prin PNRR. Toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență asumate pentru primul trimestru al acestui an sunt îndeplinite din perspectiva responsabilității guvernului. Activitatea noastră va continua în același ritm susținut pentru a valorifica cele aproape 30 de miliarde de euro, bani pe care îi vom investi pentru dezvoltarea României și în beneficiul cetățenilor, a transmis Nicolae Ciucă. Europarlamentarul Gheorghe Falcă a declarat că jaloanele grele abia urmează, iar Comisia Europeană va fi foarte atentă la îndeplinirea lor.
Și Cristian Ghinea, fostul ministru al fondurilor europene, a declarat că partea cea mai dificilă de-abia acum urmează. Nu doar bifarea jaloanelor pe hârtie e suficientă. Sunt deja jaloane din 31 decembrie care au fost schimbate de guvern după ce le-au publicat de pildă planul de investiții de la Ministerul Transporturilor. Adică e vorba și de calitatea legiferării și de ce se întâmplă acolo. A doua observație, sunt jaloane mult mai grele care nu intră în tranșa asta din 31 martie, a declarat Cristian Ghinea la postul RFI. În cursul anului 2022, țara noastră primește o finanțare de aproximativ 6,171 de miliarde de euro prin mecanismul de redresare și reziliență. Suma de 29,2 miliarde va fi acordată în tranșe în funcție de îndeplinirea unor obiective numite jaloane și ținte. În total sunt 507 jaloane și ținte care trebuie realizate până la 31 august 2026. Luna aprilie vine cu cele mai mari scumpiri din ultimii ani. Pe lângă prețul gigacaloriei care se dublează de luna aceasta, românii vor avea parte de scumpiri pentru întreg coșul de cumpărături. Totul adăugat la rata inflației, care este de la o lună la alta tot mai mare. Cetățenii au început să resimtă din plin scumpirile la alimente, dar și la produsele nealimentare, iar acest lucru se observă având în vedere că puterea de cumpărare a scăzut. Explozia prețurilor a fost cauzată în prima fază de pandemia de COVID-19, iar apoi de atacul Federației Ruse asupra Ucrainei. Prețul energiei, care s-a scumpit primul, intervine în toate produsele și multe dintre serviciile oferite de producători. Apoi, după energie, avem acum prețul la materii prime, avem prețul la produsele alimentare, care au crescut toate. Energia electrică și gazele naturale s-au scumpit cel mai mult în ultimile luni. Aceste creșteri în domeniul energiei au atras alte scumpiri în mai multe ramuri ale economiei, cum ar fi cea alimentară. Vești proaste vin și din partea producătorilor, care vorbesc despre scumpiri fără precedent la carne, lactate, fructe și legume. Prețurile la carne vor urca și cu până la 10% din cauza costurilor de producție mult prea mari. Dacă în urmă cu un an carcasa cu vită se vindea cu 10 lei kilogramul, anul acesta prețul s-a dublat și piața legumelor va resimți o creștere semnificativă. Anul acesta fermierii români ar putea scumpi legumele și cu 30% mai mult. Scumpiri au loc și la apa caldă și căldura din București. Din aprilie, locuitorii capitalei vor ajunge să plătească de două ori mai mult căldura. Piața imobiliară a avut și a de suferit. Românii sunt nevoiți să plătească cu aproximativ 10% mai mult pentru a-și achiziționa un apartament. Pentru imobiliare, în acest moment, cererea este mare pentru că tocmai sunt dobânzi foarte mici. Dar în măsura în care dobânzile vor crește, și prețurile la imobiliare a trebuit să scadă. Cât despre combustibil, prețurile la pompă au explodat și ele odată cu criza generată de războiul din Ucraina. Iar un nou sondaj IRES arată că românii sunt îngrijorați cel mai mult de creșterea prețurilor, această temere fiind accentuată încă de la începutul anului. Totodată, războiul de la granița României a făcut ca locul îngrijorărilor constante și ridicate privind starea de sănătate să fie înlocuit cu frica față de război. 38% dintre respondenți au indicat că cel mai mult îi îngrijorează în prezent creșterea prețurilor. 34% au spus frica de război, 6% situația politică, iar 6% frica de boală. Creșterea prețurilor era principala îngrijorare a românilor și anul trecut, însă pe locul 2 era frica de boală. Odată cu începerea războiului din Ucraina, îngrijorările legate de starea de sănătate au cedat locul fricii față de război. Astfel că anul trecut românii se temeau cel mai tare de prețurile mari și de boală, 30%, respectiv 27%. Situația politică era îngrijorătoare pentru 6% dintre români și tot în același procent românii simțeau nesiguranța locurilor de muncă. Războiul din Ucraina continuă să aibă un puternic impact emoțional asupra românilor. Tema, compasiunea, tristețea și îngrijorarea fiind principalele sentimente asociate cu acest eveniment. Cât despre scumpiri, pe românii încearcă alte sentimente, cu gândul că nu își vor mai putea permite să-și achite facturile și să-și achiziționeze cele necesare, românii se tem de viitor. Sondajul IRES a fost realizat în perioada 11-17 martie pe un eșantion de 1051 de persoane cu vârsta peste 18 ani și are o eroare maximă tolerată de 3,1%. Actualul
rector al Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul bazei sportive cu tezătorii din capitală. Acesta a aprobat ilegal închirierea bazei sportive pe când era secretar de stat la Ministerul Educației, cauzând un prejudiciu de 10 milioane de euro. Carta Universității Politehnica impune ca rectorul să plece de la conducere pentru a nu aduce prejudicii instituției pe care o reprezintă. În martie 2018, Mihnea Costoiu a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Acesta a fost acuzat pentru faptul că în 2009, în calitate de secretar de stat în Ministerul Educației, a semnat un document care a adus statului un prejudiciu de numai puțin de 10,79 milioane de euro prin înstrăinarea bazei sportive școlare cu tezătorii, astfel că a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare cu suspendare, potrivit minutei de sentință de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia nu e definitivă și poate fi atacată cu apel. Judecătorii au dispus suspendarea executării celor 3 ani sub supraveghere pe un termen de încercare de 3 ani, perioadă în care Mihnea Costoiu trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile în cadrul ADP Sector 1 sau Arhiepiscopia Bucureștilor. De asemenea, magistrații au dispus confiscarea de la Mihnea Costoiu a sumei de 267.000 de euro. În prezent, Costoiu este rectorul Universității Politehnica București, iar conform cartei instituției, o serie de documente îl obligă pe acesta să demisioneze. O condamnare l-ar obliga pe cel în cauză să facă un pas în spate pentru a nu aduce prejudicii instituției pe care o reprezintă. Se arată în legislația instituției de învățământ. Mihnea Costoiu a anunțat însă că nu va face acest lucru și contestă decizia instanței. Momente de panică pe un aeroport din Italia din cauza rafalelor puternice de vânt. Tavanul din sala de așteptare a aeroportului s-a prăbușit chiar peste pasageri. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului. Scenele de groază au avut loc pe aeroportul din Palermo, când, din cauza vântului puternic, o porțiune de acoperiș din gips carton s-a prăbușit într-unul dintre terminale. În imaginile publicate pe rețelele sociale este surprins haosul creat în sala de așteptare. Pasagerii panicați încep să țipe și aleargă disperați să se salveze. Din fericire, pasagerii care așteptau îmbarcarea au fost evacuați la timp prin pasajul personalului și nimeni nu a fost rănit. Din cauza furtunii din oraș, reprezentanții aeroportului au decis să reprogrameze sau să redirecționeze zborurile. Italia se află și în prezent sub avertizare de cod portocaliu de furtuni. Atac sângeros în capitala Cehiei. Un elev și-a ucis profesorul de liceu după care a fugit de la locul atacului. După o acțiune amplă de căutări, agresorul a fost găsit și reținut de polițiști. Acesta urmează să ajungă în fața instanței cu o propunere de arestare. Atacul s-a petrecut la un liceu din sudul orașului Praga. Elevul care și-a atacat profesorul a lăsat arma crimei la locul faptei și a fugit. Între timp, profesorul a fost resuscitat, dar fără succes. Medicii au declarat decesul. Ministrul Educației ceh, Petr Gazdic, a transmis condoleanțe familiei victimei. Oficialul a spus că cel mai probabil crima ar fi survenit după un conflict dintre cei doi. Ministrul nu a dat însă mai multe detalii despre ancheta în desfășurare. Atacatorul a fost găsit la scurt timp cu ajutorul a 100 de polițiști și un elicopter de căutare. Acesta a fost reținut și ar putea petrece mulți ani după gratii. Efectele carantinei din Shanghai se văd deja. Din cauza restricțiilor anunțate, oamenii s-au grăbit să cumpere alimente și alte produse de bază. Rafturile magazinelor sunt goale, iar în supermarketuri nu se mai găsesc legume, fructe sau lactate. Atât traficul feroviar, cât și zborurile au fost perturbate din cauza carantinei. Oamenii stau la cozi interminabile pentru a cumpăra alimente de bază, precum pâine sau ouă, în timp ce rafturile marilor magazine au fost golite imediat ce autoritățile au anunțat perioada de carantină. Este cea mai amplă măsură de acest fel asociată COVID-19 care perturbă activitatea orașului. China a introdus cea mai extinsă carantină de la începutul pandemiei de COVID-19. Shanghaiul a fost închis în două etape de-a lungul a 9 zile, în timp ce autoritățile testează întreaga populație. Până acum, autoritățile s-au abținut să închidă orașul pentru a evita
stabilizarea economiei. Lockdown-ul din Shanghai presupune închiderea podurilor și a tunelurilor și restricționarea traficului pe autostrăzi, în încercarea de a limita creșterea numărului de cazuri de COVID-19. China a mai impus lockdown-uri care au afectat provincii întregi, dar populația lor avea posibilitatea să călătorească în interiorul zonei carantinate. Shanghai, capitala comercială a Chinei, cu o densitate a populației foarte ridicată, este cel mai mare oraș care a intrat până acum în carantină. Locuința familiei Beckham a fost jefuită în timp ce vedetele se aflau în interior. Un bărbat a pătruns în casa evaluată la 40 de milioane de lire sterline după ce a spart fereastra unui dormitor de la etaj. Hoțul a furat mai multe haine și electrocasnice. Jaful a avut loc în timp ce David, Victoria și fiica lor de 10 ani, Harper, se aflau chiar în locuință, dar la etaj. Hoțul a sărit gardul și a spart geamul unuia dintre dormitoarele pentru oaspeți aflate la parter. Infractorul a furat mai multe haine și electronice, după care a fugit. Jaful a fost descoperit de Cruz Beckham când s-a întors acasă după o ieșire în oraș. Poliția a estimat pagubele la mai multe mii de euro. Familia Beckham s-a arătat afectată de jaf și a cerut o revizuire a securității vilei din Londra. Și mergem acum la Georgiana Grădinaru să aflăm ultimele informații despre vreme. Bună dimineața, Georgiana! Ce vești ai pentru astăzi? Bun găsit, Luiza, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vremea va intra într-un episod de instabilitate atmosferică. Este cod galben în acest sens, iar temperaturile se anunță a fi mai scăzute decât de obicei în zilele următoare. Revin cu mai multe informații imediat. Te urmărim! Bun găsit, doamnelor și domnilor, vremea își schimbă aspectul, dar și temperaturile se vor modifica. Meteorologii au trimis o informare valabilă pentru toată țara până mâine la ora 21. În această informare ne spune că vor fi ploi în cea mai mare parte a țării, ploi cu aspect de aversă, de asemenea vântul se va intensifica, mai ales în regiunile de munte, dar și în zona Munteniei și în Dobrogea. Este și un cod galben în vigoare, el va fi valabil tot până mâine la ora 21, astfel că în zonele de munte va ploua abundent în regiunea Carpaților Occidentali, în nordul Carpaților Orientali și în grupa de vest a Carpaților Meridionali. Se vor cumula chiar 50-70 de litri pe metru pătrat în Maramureș și zona Banatului, în jur de 30-40 de litri pe metru pătrat, iar în regiunea Dobrogei și în estul Munteniei este cod galben de vânt. Aici vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. În zona montană înaltă, vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră. Astăzi, deocamdată, temperaturile vor depăși cu mult mediile climatologice ale perioadei. În mare parte a țării vor fi maxime de la 16 și până la 26 de grade. Și în capitală vremea se anunță deosebit de caldă, termometrele pot arăta până spre 25-26 de grade, însă va fi și aici instabilitate atmosferică, începând din partea a doua zilei, atunci când sunt anunțate înnorări, posibile ploi însoțite de descărcări electrice și vânt, care va avea viteze de până la 50-55 km pe oră. Temperatura aerului până dimineață va coborî undeva la 10 grade cu plus. În zonele de munte vor fi ploi abundente pe arii extinse, ploi ce vor determina topirea stratului de zăpadă încă persistent în regiunile montane. Vor fi și descărcări electrice și se vor cumula cantități importante de precipitații. În cursul nopții vor fi precipitații mixte. Pe creste vântul va sufla cu până la 80-85 de km pe oră, dar iată că vremea rămâne caldă și aici. Mâine, din nou, sunt anunțate ploi pe arii extinse în vest, nord și centru, aici unde temperaturile vor coborî destul de mult față de ziua precedentă, vor fi valori sub cele normale ale perioadei de această dată. Nu același lucru putem spune și despre sud-estul țării, unde vremea încă se menține caldă, vor fi maxime de la 90 grade în nord-vest până spre 22-23 de grade în regiunea sud-estică. Aici vor fi ploi începând din partea a doua zilei, iar pe timp de noapte în vest, nord și centru, ploile se vor transforma treptat în lapoviță, poate chiar și ninsoare. La munte pe timp de zi vor fi precipitații mixte, iar în cursul nopții mai ales ninsori. Vântul va continua să sufle mai tare în sud, în sud-estul țării și în zonele de munte. Duminică vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, vor fi maxime de la 4 și până la 14 grade. În sudul țării vântul va sufla cu 55, chiar 60 de km pe oră, în regiunea montană înaltă chiar mai mult decât atât. În continuare sunt așteptate ploi, ba chiar lapoviță și trecători ninsori în vest, nord, centru. La munte vor fi doar ninsori. Cam acestea au fost informațiile, numai bine vă trădesc!
Cu informațiile despre vreme punem punct jurnalului. Ne revedem în doar câteva clipe la știri. Rămâneți aici!